Doamne, mâine bateria, cu ce mașini este aici să fi mutat careva? În sfârșit, singura, liniște. Nu mă știe nimeni. Nu trebuie să răspund. Cine? Mi se pare. Aoleo! Ce? Bună ziua, doamna Mara. Vreau să vă spun că-s atât de onorată că v-ați mutat la noi în sat, că-s el mai mare idol al dumneavoastră, că vă urmăresc de când am fost mai tânără. Doamne, doamne, că vine să plâng atât de emoționată. Bună ziua! Eu sunt vecina. Bunica Florica, doamna Florica. Mă cunoașteți? Eu, ai dară că m-a pus nepotul paclo pe internet. Că i-a și spus, doamne, dacă mă pui paclo muiare bătrână să mă vadă mirul lumii. Da. Sunteți ravisantă. Ce, eu? O, ba, așa, mă bate-vă norocul. Superbă sunteți. A, o fi fost în tinereață. Ce? Și apoi mă drepte că ia ca 86 de ani, 7 acuși. Dar auziți, asta rămâne secret. Eu baci pânsează că am 69. Tăt, atât am de câțiva ani. Dar nici nu vă dau 86 de ani, nu. 85 maximum. O, doamne, dar zice și noră mea așa numai că mă face în toate felurile. Scorpie, baba furisită, în toate felurile mă face. Cum că sunteți minunată, minunată. Ce? Cine zice că sunteți scorpie, nu? Că sunteți o scorpie bătrână, o baborniță furisită, nu, nici nu e adevărat. Auziți, știți ce vreau să vă spun? Să aveți mare grijă cu vecinii, că, dorvai, doamne, tare bârfitori, mai ales cu veta. Dacă sunteți măritată, aveți grijă cu veta lui Crăcănilă. Iertați-mă, sunteți bunica lui Bujor și a lui Micușor. Dragii de ei, Bujor e acela micuț, soarele și lumina ochilor, și apoi Micușor e acela mijlociu, dar are așa o căciulă pe cap. Și ce vreau să vă mai spun, dacă cumva îl videți până acolo că mai fură una alta, să știți că el nu o face așa. E betean, dragul el, e betean. Suferă de friguri la cap, că de aceea are și căciula. Așa, păi, să veniți să-mi spuneți dacă cumva vă fură ceva de pacit de până acolo. No, să nu fie probleme. Da, și acelui mai mărișor, da. E, nepotul ăsta, acela mare pleca la facultate, da? Da, știu cum. El m-a pus acolo pe internet, no. Da. Pot să vă rog și eu de o poză, o poză. Am să facem poză, dar pe când din uscă, vin eu ce de acasă. E, cu dumneavoastră, nu. Acolo mai mărișor, vai. E, poză cu nepotul ăsta mare, n-a lăsat că vorbesc cu el așa. Păi când vine, vin cu el acei, dară că... La, da. Tu-i stare mândră de el, că tot satul cunoaște de când m-a pus paclo pe internet. E o personalitate. Da, dar cine nu-l cunoaște, da. E minunat, un om de cultură. Da, așa-i. Tăti, tatu, să seamănă pe tatu, să păprân cum eu. E frumos, e inteligent, e elegant, e rafinat. Dar nu știți ce habale are, că ia că nu vrea să se însoare. Nu vrea să-și facă o familie, să fie rând cu lumea, da? Iertați-mă, nu sunt de firea mea așa mai timidă, mai interiorizată, nu obișnuiesc să vorbesc. Da, pe că așa-s și eu. Totdeauna vreau să tac, obișnuiesc să meditez, să stau eu cu mine, însă nu prea vorbesc cu lumea, pentru că prefer să mă retrag în mine, însă sunt așa de tăcută, sunt interiorizată, nu vorbesc, nu discut, nu obișnuiesc să stau de vorbă cu absolut nimeni, pentru că nu e firea mea asta, dar de ce să vorbesc, că nu am ce vorbi, mai bine să nu vorbești nimic, de ce să vorbești, să trâncănești degeaba?
mai bine stai cu tine însuți, mai dezbezi de treaba ta, pentru ce să stai să vorbești, să bați lumea dacă... Nu, stai cu tine, las fiecare acolo în locul lui, în dreptul lui, da, și aș fi frutată, te-aș fi vrut să mai spun, nu, dar mai bine nu, pentru că sunt tăcută și mă obișnuiesc să vorbesc, nu, pentru că sunt interiorizată și foarte timidă, sunt foarte interesată, mai ales ascult oamenii de lângă mine, nu că contează ce spun eu, ce spun eu, nici n-are nicio importanță, să asculți oamenii, ăsta este cel mai important lucru, să-i asculți, să le asculți păsurile, problemele, durerile, apoi să te gândești, pentru că nu se cuvine să vorbești fără a te gândi, dacă te gândești înainte de a vorbi, asta e o vorbă din bătrâni, în care eu cred foarte tare să te gândești de 7 ori și să vorbești odată decât să vorbești de 7 ori. Tatăl, vai că te-i ceasul, na, trebuie să mă duc să dau la porc, auziți-i cum ce larmă fac acolo. Un plecat de... Mă duc, numai bine, o onoare, numai bine, plec, că mă cheamă. Pa, pa.